Xerocomelus este în general considerată o ciupercă comestibilă, dar numai dacă este gătită bine. Cu toate acestea, îi lipsește atât textura cât și aroma și nu este considerată o ciupercă delicioasă. Această ciupercă are o pălărie convexă de culoare gri galbuie sau maron roșiatic, care dezvăluie un strat subțire de carne roșie sub piele. Lamelele sunt galbene de obicei. Tulpina nu are inel, iar partea inferioară este acoperită cu fibrile roșii coralii.